înseamnă stabilitate, cum au susținut în Parlament reprezentanții puterii, care și-au dorit continuitate, sau înseamnă dezastru și, în acest caz, cu siguranță, trebuie oprită această guvernare. Solicitat alegeri anticipate pentru că numai oamenii din această țară pot spune că într-o veritabilă democrație, ceea ce de altfel pretindem a fi România, care sunt autoritățile, care sunt instituțiile pe care le recunosc drept reprezentative pentru ei, și pentru asta am propus, de asemenea, alegeri anticipate. Mulțumirea în această țară, am subliniat, încă o dată o repetăm, nu provine neapărat de pe urma măsurilor de austeritate. Și mai degrabă supra politicii și mai degrabă rezultă din politicile irresponsabile și lipsa dialogului social. Din păcate, 3 ani și jumătate în România tot a fost impunere. Din păcate, rigiditatea puterii, mândria, și știți foarte bine, subliniez, este un mare păcat această mândrie de sine, lipsa oricărui dialog cu societate, cu mediul sindical, chiar și cu opoziția, pentru că ești obligat, într-un fel sau altul, să ai un dialog cu opoziția. Ne mai vorbim, în ultimul rând, de o dezbatere parlamentară reală, lucru demonstrat de altfel de foarte desele și de acum, din păcate, obișnuitele angajări de răspundere guvernamentală pe care guvernul le-a făcut pe cele mai importante legi în România. Oamenii în stradă au 3 mesaje clar și bine articulate. Primul se referă la demisia președintelui, cel de-al doilea la demisia guvernului și cel de-al treilea indică, de altfel, și elementul pe care l-am susținut în Parlamentul României, alegerea anticipată de Partidul Național Liberal. Dacă puterea nu înțelege nici acum ce solicită oamenii, ce vor oamenii și ignoră toate aceste solicitări, și ale noastre, și ale publicului, atunci noi liberalii și cred că și USL-ul nu mai avem ce aștepta. Este un demers limpede exprimat public de președintele Crin Antonescu, urmarea ședinței pe care am avut-o la grupul parlamentar, și credem că acest gest poate determina, cel puțin la nivelul mediului politic în România, o schimbare de marcaj și o separare clară a părții politice care, într-adevăr, acționează, gândește, se exprimă cu bună credință și cei care, într-adevăr, își doresc puterea cu orice preț și se țin agățați de scaun, indiferent de ce se întâmplă în această țară. Există doar această propunere de înaintarea demisiilor sau au fost deja scrise, dar nu depuse? Ce s-a întâmplat? Trebuie să considerați că toate demisiile parlamentarilor liberali se găsesc la Crin Antonescu. A fost o dezbatere în care ne-am exprimat majoritatea parlamentarilor liberali vis-a-vis de acest gest radical, spun, dar cât se poate de hotărât, spunem noi, și sunt sigur că condițiile în care, eu știu, sesiunea parlamentară va începe la 1 februarie, îl vom și materializa.